Eram patru și fiindcă eram șase în casă în felul ăsta, am avut o copilărie săracă cumva, financiar, dar bogată sufletește, pentru că mă jucam cu ceilalți, nu simțeam sărăcia, am crezut că așa e la toată lumea în casă. Mâncam cartofi, fasole, dar credeam că așa e la toți, purtam ciorapii cusuți de la frații mai mari, da. Exact. Adică am avut o copilărie faină, nu mi-amintesc decât părinții care nu s-au înțeles, s-au bătut ca chiori, nu știu de ce. Era foarte violent cu mama, eu știu ce motiv, nu știu, eram prea mic să-mi dau seama ce... O fi fost gelos sau ea, el, habar n-am de la ce erau discuțiile, zi de zi se băteau. N-ai înțeles nici până acum de nu, ce nu, pentru că el a murit când aveam 17 ani, deci nu prea am prins. Acum aș fi vorbit cu el să-l întreb și eu, ce avut mă cu mama de distrus-o? O lega de calorifere, o băteau, nu știu, era pe jos. Da, o închideam baie o zi întreagă.